Unii elevi, dar și studenți, sunt dezorientați după finalizarea studiilor și le este greu să aleagă ulterior un loc de muncă din care să facă și o carieră. Puține unități de învățământ se pliază pe nevoile reale ale pieței muncii. Nu la fel este și în cazul Facultății de Inginerie Hunedoara, acolo unde se lucrează pentru realizarea unui board regional consultativ, care va pune practic la aceeași masă reprezentanți ai agențiilor economici, dar și ai facultății. Avem pe rol un proiect pe care l-am inițiat și care sper eu să se oficializeze, o tot spun, încă n-am reușit să-l oficializăm. Este vorba de constituirea unui board regional consultativ care să fie format din reprezentanții agențiilor economici și să aibă rol consultativ la nivelul conducerii facultății, pentru a putea realiza o corelare cât mai bună între oferta noastră educațională, adică acele specializări, programe de studiu și cerințele de pe piața muncii. Angajatorii să vină să ne spună cam ce cerințe sunt, ce își doresc de la absolvenții noștri și sigur noi putem să vorbim fie de programe de master pe care să le înființăm și fie, să fie corelate cu cerințele angajatorilor, fie să putem interveni la nivel de board-uri care ulterior să meargă și la nivel de silabusuri pe discipline, ca să se predea anumite capitole în cadrul unor discipline cu ceea ce se cere pe piața muncii.